și al Sfântului Duh. Amin. Iată, iubiți credincioși, că astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, mai facem un pas către postul cel mare, către postul Învierii. Și așa cum știți cu toții astăzi, în Duminica Lăsatului Sec de Carne, avem o Evanghelie care caută să ne trezească, pentru că atunci când ne punem la drum, nu trebuie să mergem adormiți, ci să fim treji. De aceea și Duminica de astăzi poartă numele de Duminica Înfricoșatei Judecăți. Se arată în Evanghelia de astăzi cum vom fi judecați și după ce criterii. Vedem că în lumea aceasta noastră mulți de-a lungul timpului au căutat să filozofeze asupra vieții acesteia. Unii chiar au început să filozofeze și asupra vieții viitoare. Însă, cu adevărat, criteriile judecății sunt doar câteva. Știți cum e că în popor se spune că omul din țânțar face armăsar, că din despică firul 1000 de părți și uită din vedere, pierde din vedere firul. Iată că firul nostru este mântuirea. Iar pentru a ne putea prezenta la judecata de care vom avea parte fiecare dintre noi atunci când va fi rânduit, avem faptele milei creștine sau, dacă vreți pe scurt, faptele iubirii. Vă tot vorbesc aproape de fiecare dată când am ocazia despre semnul desăvârșit care este crucea, iar crucea este chipul arătat în lume desăvârșit al iubirii. Iubirea, iubirea pe verticală și pe orizontală. Iubirea între Dumnezeu și om și iubirea dintre oameni. Iată că Dumnezeu, atunci când ne va judeca, va ține cont de cruce. Și ascultăm în Evanghelia de astăzi, în care se spune așa, că la sfârșitul veacurilor, Dumnezeu îi va despărți pe oameni în două. Precum desparte păstorul oile de cap. Pe unii va pune de-a dreapta, iar pe alții de-a stânga. Nu întâmplător, în această Evanghelie se vorbește despre oi și cap. Cei care ați avut ocazia să le observați cum se comportă aceste vietăți, ați observat că oile sunt blânde, liniștite, iar cafrele sunt mai zvăbăiate. Ba chiar am auzit că unii părinți, atunci când vroiau să-și dojenească părinții, copiii, îi asemănau cu capul. Că nu stăteau cu minți, nu stăteau într-un loc deloc. Că nu ascultau. Iată că în Evanghelia de astăzi spune așa. Pe cei pe care îi va pune de-a dreapta sa, îi va așeza în împărăția cerurilor, iar pe cei de-a stânga, în adâncul iadului, care este pregătit diavolului și slujitorilor lui.
Hristos ne atrage atenția prin această învățătură, zicându-ne așa: flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Străin am fost și m-ați primit. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Bolnav am fost și m-ați cercetat. În temniță am fost și m-ați căutat. Iată că numai pentru aceste fapte, ne spune Hristos, putem să dobândim raiul. Și scopul vieții noastre aici este să mergem spre rai. Și nu numai că să mergem spre rai, ci să ajungem să trăim raiul încă din viața aceasta. Vă spuneam că raiul poate fi trăit încă din viața aceasta. Depinde de alegerile pe care le facem. Iar aceștia care au fost puși de-a dreapta, cei care au fost mântuiți, îl vor întreba pe Hristos: Doamne, dar când te-am văzut flămând, când te-am văzut însetat, când te-am văzut străin, când te-am văzut gol, când te-am văzut bolnav, când te-am văzut în temniță? Și am purtat grijă de tine. Iar Hristos spune așa: întrucât ați făcut unora dintre aceștia mai mici ai mei, mie mi-ați făcut. Și aici ajungem la faptele bune acestea despre care v-am vorbit. Vedeți că în lumea aceasta noastră, din păcate, omul tinde să privească către șef. Și să-i slugărească cât de mult se poate. Depășindu-și atribuțiile de serviciu. Că să-l slujești pe cel care te-a angajat sau care ți este superior ierarhic în serviciul pe care îl ai, te slujești pe tine. În limitele a ceea ce ai de făcut. Din păcate, omul nostru caută să facă mai mult. Și nu neapărat ceva folositor pentru locul în care se află, ci mai mult care să-i fie lui de folos în plan personal. Și iată că această stare, care nu e doar din zilele noastre, aceasta este de când lume. De când a căzut omul în păcat. Să nu credeți că doar noi trăim vremurile acestea. Iată că și pe vremea Mântuitorului la fel era. Și El ce face? El schimbă ordinea și ne arată că pentru a ajunge la Dumnezeu trebuie să-i slujim pe cei mici. Că spune Hristos: întrucât ați făcut unul dintre aceștia mici ai mei, mie mi-ați făcut. Iată că făcând binele cuiva, spune Hristos că pe El îl ajut. Chiar umblă așa vorba prin popor că Hristos poate lua chipul multora. Când vine unul și îți cere ajutorul, sub diverse forme, nu neapărat numai material, nu numai financiar, ci ajutorul poate să fie și pentru o vorbă. Că, din păcate, omul nostru și-a pierdut răbdarea. Și nu mai are răbdare nici măcar să-l asculte pe aproapele său. Dar în minte să mai jertfească din timpul său, să pună mâna, cum făceau pe vremuri bunii noștri, că făceau clată. Atunci când cineva în sat avea să-și ridice o casă sau avea o lucrare de făcut, se adunau mai multe familii și îl ajutau acolo fără să aștepte vreo recompensă financiară. Și tot așa se ajutau unii pe ceilalți. Și iată că Hristos se găsește în fiecare om care ne cere ajutor. Spun scrierile sfinte să nu lași niciodată o mână întinsă. Să nu o lași să plece de la tine fără nimic.
cât ai avea. Și mâna întinsă nu înseamnă neapărat numai bani, sau un măr, o portocală, sau ceva de mâncare. Că și omul când, cu siguranță ați întâlnit oameni care vin să-și spună oful. Au și ei un necaz, au o suferință, au o greutate. În momentul în care îi repeziți și spuneți, n-am timp de tine, lasă-mă în pace că eu am treabă, am și problemele mele, nu mi le mai umple tu cu ale tale. Sunt sătul de ale mele, nu mai vreau să le știu pe ale tale. În momentul acela, refuzi să faci bine. Lași acea mână întinsă și ea pleacă în goală. Pentru că nu numai trupul are mână, ci și sufletul. Și sufletul cer. De aceea, iubiților, când vine cineva și vă cere prin o vorbă măcar, oferiți-i o vorbă bună. Dacă nu aveți să-i ziceți o vorbă bună, măcar tăceți, nu-i ziceți o vorbă rea. Că mai este așa mentalul colectiv, dorința asta de a perfecționa pe cei din jurul nostru și noi rămânem cariați și putreți pe interior. Și dorim să fim așa, parcă îndreptătorii tuturor, dar de noi nu ne pasă. Și începem să, dacă vedem pe unul că a greșit, repede să-i dăm cu bățul în cap că a greșit. Iubiților, nu bățul îndreaptă, ci iubirea. Și iată că iubirea, numai că îndreaptă iubirea, ne mântuiește. Și vedem că, vă spuneam, la taina Sfântului Maslu, vă vorbeam despre rugăciune. Că cea mai mare faptă bună pe care o poate face un om în viața aceasta este să se roage pentru altul. Nu există faptă mai bună în lumea aceasta. Dar iată că sunt și alte. Și Hristos ne le arată aici. Dacă vezi pe unul flămând, dă-i să mănânce. Dacă îl vezi pe unul însetat, dă-i să bea. Dacă îl vezi pe un străin, primește. Dacă vezi pe vreun bolnav, cercetează. Dacă vezi pe unul care se află în temniță, la fel du-te și cercetează. Toate aceste fapte bune au un singur izvor. Iubire. Ele nu izvorăsc din altceva. Din mândrie n-are cum să izvorască niciuna din faptele acestea. Din dorința de a-ți arăta superioritatea față de altul, n-are cum să izvorască una din faptele acestea bune. Iată că este simplu. Este simplu să dobândim rai. Trebuie doar să vrem. Și să nu uităm să săvârșim aceste fapte bune care, iată, ne sunt cerute la judecată. Vedem că ajungem în fața judecătorilor acestei lumi. Și acolo, dacă ai neșansa să ajungi, ești luat la întrebări. Și începi să tot spui. Și cu toate acestea, chiar știindu-te nevinovat, tot ai o spaimă. Tot ai o teamă. Tot ai un fior care îți dă o neliniște. În momentul în care privești către Hristos, toate acestea dispar. Nu mai e nici fior, nici neliniște. Dar cu atât mai mult, fiind în fața dreptului judecător, fiorul este infinit mai mare. Teama este infinit mai mare pentru că, în primul rând, este justificat. Pentru că fiecare om săvârșește păcat. Fiecare om face păcate, mai mici sau mai mari. Numai iubirea lui Dumnezeu și faptele noastre bune și cererea iertării înmoaie dreptatea lui Dumnezeu. Numai așa putem să dobândim mântuirea. Pentru că, de drept, niciunul din noi nu merită rai. De drept, niciunul din noi nu merită să se împărtășească. Însă cu toate acestea Dumnezeu mi se dăruiește. Mi se dăruiește din iubire, mi se dăruiește pentru că noi avem suflet, suflarea de viață care vine din ființa lui Dumnezeu și Dumnezeu nu este nepăsător față de
copiii care suntem noi. Important este ca și noi, măcar, să facem acești câțiva pași spre Dumnezeu. Și să ținem minte că ajutându-i pe cei care au nevoie și ajutându-i și pe cei mai mici decât noi, și nu mă refer aici neapărat la vârstă, îi dăm lui Hristos. Și mergând mai departe, știți că este o vorbă din popor, cine dă, lui își dă. Pentru că toate faptele bune pe care le săvârșim se contabilizează acolo la Dumnezeu. El este contabilul de săvârșit. El este cel care ne ține minte lucrurile bune pe care le săvârșim. Căutați, dragilor, să realizați crucea în fiecare dintre voi la iubirea dintre noi și Dumnezeu. Cred în principiu că stăm bine aproape toți, eu sper că toți. Mai trebuie lucrat la celălalt braț al crucii, la iubirea dintre oameni. Și vă spuneam că dacă noi, oamenii între noi, reușim să punem și teoretic și faptic semnul egal între noi, toți, niciodată nu ne vom mai considera superiori sau inferiori altora. Ci egal. Vedeți că și crucea, brațul crucii de pe orizontală, nu este într-o parte un început undeva mai sus și terminat mai jos. Chiar și atunci când ne închinăm, căutăm să facem semnul Sfintei Cruci de la un număr la altul. Nu să-l facem așa undeva în jos. Adică noi mai sus și ei alți mai jos. Nu. Căutăm să păstrăm egalitatea despre care vă tot vorbesc. Egalitatea aceasta care ne menține în echilibru. Și nu ne lasă să cădem în păcatul mândriei. Iar ne vom rămâne în această egalitate și cei pe care îi considerăm mari și cei pe care îi considerăm mici vor fi împreună cu noi pe aceeași linie. Și în felul acela, în felul acesta îi vom trata și pe șef ca pe subaltern. Pentru că numai în felul acesta, iubindu-i și pe cei mari și pe cei mici, înfăptuim cruce. Iată că despre cruce ne vorbește Hristos, căci despre ea este vorba la judecată. Vom fi întrebați pe scurt dacă am făcut cruce în viața noastră. Și noi o să spunem, păi da, am făcut la cruci de numai numai. Păi dar le-ai făcut și cu sufletul. Că dacă, dacă doar le-ai desenat, degeaba le-ai desenat. Trebuie să devenim cruce, fiecare dintre noi. Iar de ne vom strădui să rămânem cruce în toată viața noastră, cu adevărat suntem pe calea mântuirii. Și vedem că Dumnezeu, care este iubire, ne cere iubire. Nu ne cere dreptate. Pentru că El face dreptate. Dar El ne cere să iubim pe ceilalți. Iubiților, este la îndemâna oricui să iubească. Trebuie numai să vrem. Dacă vreți să vă manifestați iubirea, gândiți-vă că vă uniți cu Dumnezeu. Dacă vreodată aveți vreo pornire aprică asupra cuiva, să vă opriți la timp că tu acolo nu e Dumnezeu. Căutați să-L aveți pe Dumnezeu în viața voastră în fiecare clip. Și să fiți cruce și să faceți cruce din viața voastră. Amin.